ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul care se va predica, că și prin Duhul Sfânt vom fi inspirați să trăim mai bine și mai frumos pe slava și lauda Numelui Tău. Îți mulțumim. Amin. Amin. În numele Domnului Hristos, cu ajutorul Său, vom deschide serviciul divin în această dimineață prin imnul 516. Fraților, sosite ceasul! Acum ne vom ruga împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos, prin meritele sale, venim să-ți mulțumim cu recunoștință pentru bunătatea și îndurările tale față de noi, că cele nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață față de fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru această posibilitate, această ocazie de a ne închina înaintea ta, în casa ta. Dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să ne ia în stăpânire pe fiecare în parte, să ne însoțească, să ne lumineze, să ne deschidă mintea, să putem pricepe voia Ta din Cuvântul Tău Sfânt. În mod special te rugăm să întărești pe vorbitor, să ajuți ca să primim Cuvântul Tău ca de la Tine. Îți mulțumim pentru că Tu asculți rugăciunile copiilor Tăi și noi vrem să fim ai Tăi pentru totdeauna. Binecuvântat să-ți fie numele Tău Sfânt, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Amin. Comentarii pentru zecimi și daruri.
O chestiune de încredere. Maleahi 3:10 spune: puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Odată, un pastor a fost însoțit de un prezbiter în vizită la o familie din biserică, cu venituri mici. Ei au fost primiți cu bucurie și au petrecut un timp minunat de părtășie. La un moment dat, pastorul a deschis Biblia și a citit textul din Maleahi 3, 9 și 10, încurajând familia să dăruiască cu credincioșie. După vizită, prezbiterul i-a împărtășit pastorului că s-a simțit inconfortabil când a citit acel text, deoarece familia avea evidente neajunsuri financiare. Cu blândețe, dar cu fermitate, pastorul i-a răspuns: doream să mă asigur că ei nu pierd binecuvântarea Domnului. Ai trecut vreodată prin situații în care indicațiile divine ți s-au părut nepotrivite? Amintește-ți cuvintele imnului: cred și-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă el este pace? Da, eu cred și-l ascult. Chiar dacă, cum spunea la școala de sabat, la Uieștele Misionare, n-a primit salarul, a pus decimea în avans, cu credință. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Colecta de sabatul viitor va fi destinată bugetului Departamentului Educației. Vă invit să ne rugăm. Bunul nostru Tată, din nou venim înaintea Ta să-ți mulțumim din suflet pentru că viața noastră a fost scumpă înaintea Ta. Îți mulțumim că ai fost cu noi în săptămâna care a trecut, că ai fost cu noi la plecare și la venire, la lucru și acasă. Îți mulțumim pentru tot ce am câștigat, în frică și temeri de Tine. Dacă am întristat în vreun fel fața Ta, să ne ierți, Te rugăm. Acum Te rugăm să ne ajuți să fim dătători voioși, să împlinim porunca Ta și dorința Ta, ca astfel lucrarea Ta să meargă înainte și mulți audă scumpă Evanghelia Ta. Ne predăm în brațul Tău, dorim să binecuvânți darurile și zecimile și ele să atingă scopul dorit de Tine, prin Domnul Iisus. Amin.
Pacea Domnului! Mă gândeam la mesajul cântecelor și ni se spunea cam așa, fraților sosite, ceasul când să vină iar Hristos, și ne spunea că ne vom bucura și îl vom întâmpina pe norii cerului. Mesajul se poate transmite și prin seninătatea feței noastre. Faptul că suntem aici și Domnul ne-a promis că va fi pace în inima noastră și vom fi fericiți chiar și pe acest pământ împreună cu El, ne-a mai promis că vom fi fericiți și în cerul Lui, în slava Lui, în veșnicia Lui. De aceea nu vă oblig, dar face bine să zâmbim, să privim cerul cu zâmbetul pe buze, și Domnul se bucură când copiii își exprimă bucuria. Vreau ca subiectul acesta să fie un subiect care să vă aducă bucurie. Dragii mei, vom studia cuvântul lui Dumnezeu și ne vom aplica asupra cuvântului din Daniel, capitolul 2. Și spune cuvântul cam așa. În al doilea an al domniei lui Nebucadnezar, el a avut niște vise. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. În contextul acestei întâmplări, vom da voie cuvântului lui Dumnezeu să ne descopere ceea ce Duhul vrea să ne descopere. Un împărat tulburat. Oamenii sunt tulburați din diverse motive și unul, vedem, unul din motive este că a visat un vis. Și tulburarea vine pentru că nu înțelegea visul. Împăratul era chinuit de gânduri. Aș vrea să intrăm un pic în atmosfera aceea. Imaginați-vă să nu poți să dormi noaptea, încă nu este soare și dau voi imaginații, întuneric, văd preoții templului care s-au trezit dis de dimineață, așa era obiceiul, să prepare micul dejun dumnezeilor, fructe, vegetale și toate produsele. Da? Animale. Și trimiteau mâncarea la palat. Dacă priveai atât de, să zicem, fericit, puteai să vezi că soarele începea să răsară, palatul începea să strălucească, Babilonul era o cetate împlinită, însă neîmplinit era sufletul unui om. Un om care nu putea să doarmă. Cât de frumoase pot părea lucrurile și totuși, dacă stai să te uiți în stânga și în dreapta, mai atent, vezi că pe alocuri există multă, multă durere. Orașul era atât de așezat, cetatea era atât de bine construită, era palatul, erau poate și celelalte clădiri administrative, erau și clădiri care adăposteau oameni cu multă știință, cu multă înțelepciune. Regele era speriat. Era foarte speriat. Împăratul a poruncit să-i cheme pe slujitori. Ei bănuiesc că erau foarte încrezători în ceea ce pot ei, știutori, s-au așezat
au așteptat ca împăratul probabil să-i laude, să le spună ce bine au slujit ei. Însă, surpriză! Împăratul le spune, am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Și ei au spus foarte frumos și foarte clar, păi, împărate, noi nu putem să știm visul tău. Noi trebuie să îți dăm un răspuns, dar spune-ne visul și îți vom răspunde. Noi nu putem să scoatem visul din mintea cuiva, noi nu putem să pătrundem gândurile omului. Regele se întâlnește cu o realitate. Dumnezeu vrea să-l facă conștienți. Înțelepciunea umană nu este suficientă. Nu se poate înțelege totul cu rațiunea. Trebuie să ți se descopere. E nevoie de revelație. Regele, foarte supărat, apropo de blândețe, vorbeam de blândețe, mai era blând regele? Împăratul? Nici de cum. Ce ordin dă? Să fie executați toți. Însă, de ce? De ce nu mai știa visul? Aici este foarte important. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis Haldin, mi-a scăpat din minte lucrul acela. Alte versiuni, în alte limbi, am uitat, spune, am uitat visul. Este foarte greu. Și el dorea ca acești înțelepți să știe visul. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că Daniel intervine la împărat. L-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Ce face Daniel? Se pune pe genunchi, s-a rugat, versetul 19 spune, și Dumnezeu i-a descoperit taina lui Daniel. Înțelepciunea lui Dumnezeu este binevenit atunci când omul rămâne în impas și nu înțelege cum să facă și ce să facă. Dumnezeu îi descoperă visul împăratului. Visul, știți foarte bine, era un chip de aur, argint, aramă, fier și lut. Vine o piatră. Prima greșeală pe care o face Nebucadnețar este că uită visul. Uită, de fapt, mesajul lui Dumnezeu. Sfatul pentru mine și pentru dumneavoastră. Dumnezeu trimite solie către cel care este pe pământ, o solie de salvare, o veste bună, căci împărăția acestui pământ se va termina, descopere prin profeție și extraordinar cât l-a iubit pe Nebucadnețar, pe Nabucodonosor, cât l-a iubit Dumnezeu. I-a descoperit planul mântuitor, i-a descoperit viitorul omenirii. Și putea să-și găsească și el locul, însă foarte trist. Cuvântul lui Dumnezeu a fost la îndemâna lui și el a uitat visul. Pentru mine și pentru tine este foarte important să nu uităm ceea ce Dumnezeu spune, dragii mei, să nu uităm ceea ce Dumnezeu spune. Să ținem minte fiecare cuvânt al Scripturii. Este foarte important lucrul acesta. S-a scris
pe pagina acestei scripturi și oamenii uită cuvântul lui Dumnezeu și omenirea merge în direcția în care merge pentru că oamenii au uitat pe Dumnezeu. Nu uita visul. Nu te asemăna lui Nabucodonosor. Dumnezeu a dat un pronostic și a transmis mesajul că Babilonul va cădea. Acum eu vă întreb, ce credeți dumneavoastră? I-a convenit împăratului? Împăratul, observăm că nu acceptă și face pasul 2, un pas catastrofal. Modifică visul. Face o statuie asemănătoare, dar toată din aur. Sfatul în această oră, din partea lui Dumnezeu, nu uita ceea ce Dumnezeu transmite prin cuvânt, prin toate căile pe care El le-a ales. Și ceea ce îți transmite Dumnezeu, să nu care cumva, dragul meu ascultător, să încerci să modifici. Pentru că nu accepti realitatea așa cum este, așa cum o vede Dumnezeu. Să păstrăm adevărul, chiar dacă nu coincide cu ceea ce noi gândim. Să ținem seama, dragii mei, așa cum spune și Spiritul Profetic, de realitatea istorică, să ținem seama de prezentul în care trăim și de viitorul pe care Dumnezeu ne-l descoperă. Cât har, câtă favoare pentru Nabucodonosor. Mă gândesc acum la noi. Câtă favoare, câtă dragoste, cât har nemeritat pentru Biserica Adventistă. Să avem această profeție, să înțelegem mesajul acestei profeții, căci lumea aceasta se va sfârși și se va termina. Să înțelegem prezentul, să ne uităm în trecut și viitorul va fi unul minunat pentru fiecare dintre noi. Ce este important alterează? Alterează cuvântul lui Dumnezeu. Este greu. Mă gândeam și la școala de sabat, când ni se spune, pentru că nu studiem de multe ori sau, nu știu, poate că nu am cerut destulă înțelepciune, nu înțelegem mesajul și de multe ori modificăm fără să vrem. Daniel și cei trei tineri îl înțeleg pe Dumnezeu. Concluzia este că cei credincioși, cei care se roagă, îl înțeleg pe Dumnezeu, pentru că îl roagă pe Dumnezeu și Dumnezeu se descoperă fiecărui suflet bine intenționat. Observați bietul împărat, Dumnezeu îi dă o șansă, el nu se comportă și nu știe și face ceea ce știe el. Cei trei tineri nu acceptă visul, nu acceptă adevărul mutilat. Cei trei tineri nu acceptă spiritul lumii. Nu accepta spiritul lumii în care trăiești, stimatul meu ascultător. Ca visul să fie uitat, oamenii fug de realitate, oamenii înțeleg închinarea într-o manieră pe care Nabucodonosor o impune și în cazul acesta. Să te închini la ceea ce el gândește, la ceea ce oamenii gândesc, să te închin la altceva decât lui Dumnezeu. Tinerii nu au fugit de realitate. Mergem mai departe la cuptor. Împăratul observă ceva. E bine că are un spirit de observație. Și faptul că el observă lucrul acesta este extraordinar, este spre binele lui și spre binele nostru, astăzi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne relatează
se uită în cuptor și începe să numere. Vede bine sau nu vede bine? Și numără 1, 2, 3, 4. Capitolul 3, versetul 25. Câți au fost în cuptor? Nu are 3. Se freacă la ochi. Și nu înțelege. Vede un al patrulea care avea chipul unui fiu de Dumnezeu. Dragii mei, învățătura pentru astăzi, dacă nu vei uita visul, mesajul, dacă nu-l vei mutila cuvântul lui Dumnezeu și vei lua adevărul și îl vei strânge în inima ta, vei avea puterea să nu te închini decât lui Dumnezeu. Vei avea puterea să suferi pentru că tu rămâi un închinător autentic. Nu înseamnă că trăind o viață de credință nu vom trece prin cuptorul încercărilor. El nu a promis că nu vom avea de suferit. El a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. El intră cu tine în cuptorul încercărilor, așa cum a intrat cu cei trei tineri. El este acolo. Chiar atunci când Satana caută să te dezanimeze, tu să nu uiți niciodată, uită-te la dreapta ta, Fiul lui Dumnezeu este în focul încercărilor alături de tine. Pentru că atunci când nu vrei să uiți ceea ce spune Dumnezeu, când nu vrei să mutilezi adevărul, s-ar putea să înfurie pe cei din jurul tău. Dumnezeu nu-i poate opri pe oameni să nu se înfurie, dar îi poate ajuta pe cei care sunt victima acelei furii. Lumea aceasta are acest spirit ca ceea ce spune Dumnezeu prin profeție, prin Biblie, să fie uitat. Lumea aceasta are obiceiul de a fugi de realitate. Lumea aceasta are obiceiul să se închine la ceea ce de fapt nu merită închinare. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la capitolul 7. Versetul 1. Și să observăm diferența dintre împărat, cel care uită visul, și Daniel. Daniel înțelege că este pericolul acesta de a pierde, de a trece cu vederea. Și cuvântul Dumnezeu spune, în anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis, a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. A scris ca să nu uite. Și foarte important, a istorisit lucrurile de căpetenie. Dragii mei, antidotul contra uitării este și acesta, de a istorisi tot ceea ce Dumnezeu a scris, a spus și a făcut pentru tine. Să istorisește lumii prin ceea ce Dumnezeu a putut să scrie pe inima ta, în inima ta, legea dragostei. Este extraordinar. Ce învăț eu de aici? Și ce ar trebui să învățăm noi? Ar trebui să învățăm, chiar dacă cei din jurul nostru uită, să nu uităm ceea ce Dumnezeu spune
să nu uităm făgăduința cerului, să nu uităm frumusețea cerului, să nu uităm că într-o zi vom avea parte de coroana biruinței. Cineva spunea să nu înțelegem greșit iubirea. Cine iubește coroana și nu iubește persoana. Dragii mei, secretul succesului este acesta, prezența Domnului Iisus Hristos. Vom fi biruitori pentru că El este alături de noi. De aceea nu uita niciodată lucrul acesta. Nu modifica cuvântul, nu mutila adevărul. Este un lucru esențial, o caracteristică esențială a unui copil de Dumnezeu, unui copil autentic. Dar nu te oprești aici, nu modifici, nu uiți și nu modifici. Proclamă adevărul așa cum este El. Ce-au proclamat cei trei tineri? Ce-au spus ei împăratului? Noi ne închinăm decât lui? Cui? Lui Dumnezeu. Mulțumesc. Nu uita. Nu modifica. Proclamă adevărul. Lumea are nevoie de visul acesta din capitolul 2 din Daniel. Lumea are nevoie să știe că lumea aceasta va lua sfârșit cu egoismul ei, cu răutatea ei, cu durerea ei, cu moartea ei. Lumea aceasta va dispărea și va veni împărăția lui Dumnezeu, care este atât de aproape. De aceea este bine să ne bucurăm și bucuria aceasta să o exprimăm prin viața noastră, prin privire, de ce nu și prin zâmbet, și într-o manieră practică, prin fapte, care să dea pe față ce suntem. Suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem închinători adevărați. Mergem pas la pas cu Domnul Iisus Hristos spre veșnicie, chiar și prin cuptorul încercărilor, și rămânem devotați. Să nu uităm ceea ce Dumnezeu a scris pentru binele meu. Să nu modificăm, să nu mutilăm adevărul și pe Dumnezeu. Și să spunem lucrul acesta întregii lumi. Lumea are nevoie de noi. Are nevoie de oameni care sunt conștienți și conștientizați de Dumnezeu. Oameni care nu sunt dedați contrafacerii. Oameni care nu lenevesc. Oameni care proclamă adevărul. Capitolul 7 vorbește foarte frumos despre... La prima vedere noi înțelegem că ar vorbi despre fiare. Sigur că da, dar toate acestea conduc la Iisus, la persoana Domnului Iisus Hristos, care mijlocește și care va veni. Un mare preot care slujește în sanctuar, un mare preot care te invită, pentru că Biserica Adventistă nu mutilează adevărul. Unii dau la o parte sanctuarul, teologia sanctuarului. Te invită să intri pe ușă în Hristos, să pășești către iertare, către altar. Te invită să fii curățit de Duhul Sfânt și te invită să rămâi în prezența lui Dumnezeu, în sfânta, pentru că apoi să te poți bucura o veșnicie în împărăția slavei, având caracterul Domnului, având acea frumusețe de migdal înflorit pe care Iisus Hristos ți-a oferit-o. Dragii mei, El va veni. Un lucru este foarte important. S-ar putea. Pentru că adevărul nu este popular și subliniez încă o dată. Spune adevărul,
chiar dacă vei trece prin cuptor. Și gândește-te la un adevăr care nu trebuie uitat. Suferința va lua sfârșit. Amin? Dragii mei, pentru că avem visul, pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu, Satana ne va ataca, pentru că el dorește să uităm, el dorește să alterăm cuvântul lui Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu să nu se mai vadă în noi. Însă cu el vom birui. Mi-aduc aminte de bunicul meu. Bunicul meu a fost ca și un tată din partea mamei. Îmi povestea din Biblie pe când nu știam încă să citesc. Erau cărțile acelea mari, Hristos, Lumina Lumii, Marea Luptă, cu imagini alb și negru, și îmi explica și eu eram atât de entuziasmat de povestea bunicului. Și am crescut. Însă se pare că nu de multe ori, nu mereu, educația poate să-și spună cuvântul. Cei din jurul meu m-au văzut crescând, dezvoltându-mă, din păcate, într-o familie de ortodoxi. Viața m-a dus acolo. Mama mea a părăsit credința și m-a avut un tată vitreg ortodox. Timpul a trecut, aveam 20 ceva de ani, am uitat visul. Prin viața mea am modificat adevărul, cuvântul, netrăindu-l. Și m-am lăsat de bunul obicei pe care îl aveam în copilărie și în tinerețe să spun despre Iisus. El era în ultimul an de viață, sub un copac în Comuna Pantelimon, București, mi-aduc aminte. Avea un pat, părinții au pus un pat, era pe timpul lui Ceaușescu, și stătea la aer. Eu vin foarte repede, îi dau binețe cu țigara în mână. La un moment dat îmi dau seama că lucrul acesta este atât de rău pentru cel care m-a educat cu atâta dragoste, ca prin viața mea să nu mutilez adevărul, ca prin viața mea adevărul să rămână viu pentru mine și pentru ceilalți din jurul meu. Și că gestul pe care îl făceam, nu-l proclama pe Iisus, nu proclama cerul, proclama moartea, boala. Apropo de blândețea de care am învățat la lecțiune, se apropie de mine, eu îi spun: bunicule, iartă-mă, iartă-mă. Și el plâng, întinde mâinile cele neputincioase la acea vreme, mă îmbrățișează cu drag și îmi spune: eu sunt liniștit, Dumnezeu va lucra. Eu mă duc, dar sunt convins, Duhul Sfânt îmi șoptește că tu vei termina viața predicând pe Iisus. Vei intra în lucrare. Timpul a trecut. Nimeni nu se mai aștepta și nici chiar eu. La 46 de ani am început, cum bine știți, să studiez. De aceea am 7 ani de pastorație în Conferința Moldova. Momentele acelea, duioase, pline de dulceață, vorbele acelea salvatoare, din buzele, de pe buzele unui om blând, unui om care credea ce spunea, unui om care simțea pentru mine, m-a urmărit toată viața. Și am decis
Și nu uit niciodată atitudinea bunicului meu. Să nu uit adevărul, să nu-l mutilez, modific, și să proclam acest adevăr cu tot ceea ce sunt în Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Amin. Amin. Dragii mei, vă mulțumesc din inimă. Se vede că nu ne-am mai văzut de mult. Și probabil că de aceea sunteți așa timizi. Vă rog din toată inima, dacă se poate, data viitoare, să fiți mai curajoși și să răspundeți zâmbetului meu cu zâmbetul dumneavoastră. Și așa să învăț și eu să zâmbesc. Apropo, îmi spunea profesorul meu, Eduardo, tu ești formal, adică foarte sever, foarte oficial, așa, ce caută să zâmbești. Și mă lupt și eu să nu credeți că eu am fost zâmbăreț. Da. Vă mulțumesc mult. Zâmbetul face bine, să știți. Face bine. Întrebați pe medicii, cadre medicale pe care le aveți cu dumneavoastră. Încă o dată vreau să vă asigur de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze încă o dată. Amin. Amin.
În numele Domnului nostru Iisus Hristos și spre slava lui Dumnezeu, închidem acest serviciu divin intonând imnul 523, Sfârșitul veacului trăim. Aminte la rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, am venit la picioarele tale să-ți mulțumim pentru cuvântul tău pentru noi astăzi. Îți mulțumim, Tată bun, pentru că ne faci conștienți că nu trebuie să fim un Nebucadnețar încăpățânat, ci să nu uităm visul niciodată. Ajută-ne, Tată bun, să fim un Daniel care are credință, are blândețe, are dreptate și are pace. Te rugăm, Tată bun, să ne ajuți să fim cu luarea minte la cuvintele tale, ca astfel să putem fi transformați în niște persoane noi, ca astfel să fim primiți în împărăția ta, curați. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.